Hai să băieți și bine am găsit la un episod din Stereo Astrăzi de Liquid Sump, tot pe serverul ruby.nefree.ro. Băieți, aveți în descriere IP-ul și de restul și tot ce trebuie ca să vă puteți conecta. Și în episodul de astăzi vreau să vă povestesc mai multe, pentru că în astea două zile, cred că am două zile când am mai postat un videoclip sau trei, nu știu, nu mai știu exact, în fine, am făcut sau întâmplat cam multe lucruri, adică am evoluat destul de mult pe server într-un timp destul de scurt. Și hai să dăm drumul la treabă, înainte să începe videoclipul, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like dacă vreți continuarea episoadei cu Sump și dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, să prindeți clopoțelul ca să fie treaba, zic. Hai să spawnăm aici, da, în primul rând, hai să vă intru așa în temă, dacă dăm aici un status, am făcut 784 de ore, am intrat în Hitman Agency, rank 1, ieri seara am intrat. Știți că inițial aplicasem la SPD, dar prea multe aplicații, doar două sau nu știu câte locuri, trei locuri erau, mai fău, știu, live azi, Apple de seară. Am intrat în Hitman Agency, avem aici vreo 250 de KK, avem skin diamond, avem mașini, avem toate nebunile. Vreau să-i mulțumesc lui Bogdan, nu știu dacă eu acum pe server ID, Bog, nu mai știu cum e, cu B0 parcă. În fine, e un băiat Bogdan care este și la mine pe live, și moderator, care mi-a donat un Infernus care eu zic că e destul de jmecher. Nu tomul. Vehicle info, are așa 380 de zile, 12k km, VIP neon și 2x HID. Am primit și un bullet tot de la el care are așa vehicle info. 198 de zile, 7k km, VIP și cred că și neon. Am prins și un RG de la Cronus care este lider pe Moon Eclipsed și 300 de KK și bă, băieții m-au ajutat destul de mult, foarte mult mi-a zis că bă, încearcă să faci avere fără să te ajute cineva, dar nu știu, oricum eu nu joc la avere, am făcut și vreo 3 giveaway-uri, am dat și un Inferno, s-am dat un bullet, am dat un sinking, în seara asta probabil urmează să dăm și un elegy cu neon și cu stage și cu 400 de zile, cu tot ce trebuie, cu stage, doamne, cu VIP sau nu știu exact dacă are VIP, asta e așa să-l spawnăm și pe ăsta dacă dăm aici vehicle info, 328 de zile, 2 km, n-are VIP, dar știu că are neon, deci na, o să urmează să luăm de seara la giveaway, că la mea, să nu ziceți că pe hudărei te bugățești. Da, mă, și am prins și un skin diamond de la Bogdan, deci nu mai trebuie să ne chinuim noi să facem skin-uri diamond, dar avem aici oricum sistemul de craft skins, vi l-am arătat și pe live-ul trecut, aveți skin-uri pe mai multe categorii, iron, bronze, silver, silver, gold, platinum și diamond și gen le evoluați ca și la ferale, dați plus, eșuează, îi futeți una la calculator și ai treaba. Cumpărați altul, mai dați iar două skin-uri, eșuează și alea, nu mai eșuează că alea te vede Dumnezeu că îi spar calculatorul și zici, bă, ăsta e sărac, trebuie să-i dau că mai sparge unul. Da, și în episodul de astăzi vreau să mă duc să fac și eu un contract aici, să vedem dacă reușim să facem un contract pe filmare. E destul de greu cu raportul. Raportul merge bine, adică raportul nu e mare, se face destul de ușor, doar că trebuie să ai și puțin noroc ca să prinzi jucători de ăștia care sunt alerge, știi? Că dacă ai prins unul care te alergă 30 de minute, s-a cam dus raportul. Și hai să mergem acum să dăm un spawn change, mergem frumos la HQ Hitman Agency. Da, mă, băieții, mod pe costa mi-a cerut foarte mulți. Până mâine o să-l modific și o să schimb hood-ul, fist-ul și minimap-ul și o să vi-l dau și vă unde scrie. E un mod pe Rainbow, e Rainbow lui Xenon, mod pe cu este alu... mod pe cu este alu... Xelo, mod pack Spring sau mod pack Summer, nu mai știu exact, oricum o să vă pun și versiunea originală de la mod pack, ca să nu ziceți că fur. Kain este live pe YouTube la 1000 de like-uri, vă acorda un tire up. Mamă, ești Kain live, Kainito. Da, mă, și am modificat eu prin el câte ceva, am schimbat câteva skin-uri, de fapt cred că, da, câteva skin-uri, am schimbat mașinile, o să vreau să-i modific și... asta cum zice vegetația, mai modific hood-ul și ala și cam asta e treaba. Am băgat și hai să vă arăt și skin-urile. Skin-ul 2 este skin-ul lui Kain, ăla îl știți cu toții. Ăsta e skin-ul 3 pe care l-am băgat eu. Și vă mai arăt aici un skin, skin 4, hăț. Oricum o să vă prezint astea și în clipul următor. Și dacă dăm aici un hăț, uite, l-avem aici pe Neagigel ăsta.
care îi facem hâți, sacou, pantofi și cu ochelari și deja suntem hitmanii numărul 1 și hai să dăm un contract așa forțin, îi dăm un duty, dăm un get hit, dăm un turn off, dăm un undercover, da, mi-a zis cineva că bă, hudere, vezi, nu mai ține și turn off, și tu turn off între contracte sau mai stai și tu cu turn on, că am vrut să dau mesaj dacă ești live și nu puteam că pula ești cu turn off tu și na. Hai să dăm aici un fine 19, pești cu turn off și nu prea e schemă. Aoleu, am uitat să dăm order. Da, nu plecați așa din HQ. Asta am vrut să vă pun pe voi la... Să vă pun la încercare, știi, să văd dacă... Bă, hudere, ai plecat fără Harvey, hudere. Hai să vedem dacă dăm un order 1. Să vedem dacă reușim să facem, nu? Că v-am zis, e cam aiurea, că băieții aici se activă, adică se activă. Nu au ce face, știi, se plimbă toată lumea e pe fugă, face ore, face rapoarte, face pe dracu să ia. S-a băgat ieri și un nou update pe server, da, s-a băgat un nou update pe server cu Trix, nu știu, oricum înlocuiesc quest-urile zilnice, n-am înțeles prea bine, oricum o să vă prind și asta într-un episod așa, într-un episod mai așa, da. Hai să vedem acum dacă reușesc să-l prind pe băiatul ăsta, că văd că se cam plimbă el așa un pic. Da, dăm și un raport să vedeți și voi să ne ziceți că venit. Am 6 din 25 contracte efectuate, 2 ore jucate din 5. Ieri am intrat, am timp până sâmbătă viitoare ca să fac raportul. Eu zic că o să-l facem. Și o să primim rang 2. Și o să stăm în Hitman foarte multe zile și o să fim provat la funcția de leader haterilor. O să fim provat la leader că eu joc doar pentru funcții haterilor. Și după iau helper și admin haterilor, hai că iau. Hai mă, să vedem acum, gata, lăsăm Caterinca. Trebuie să prindem aici, trebuie să prindem pe tot ăsta, pe președintele cui pula mea asta. Numai să nu fim observați, trebuie să fim atenți. O să mă duc în față, că văd că vine el spre să fie frumos. Da, pula, să nu se ducă el în față, e cu tirul el? Nu e el cu tirul. El e cu altă mașinuță care merge încet, ok, o să mă duc pe pod atunci. Să mă duc pe pod, dar nu cred că e schema pe pod. Hai să încercăm, na. Oricum el vine cam încet așa. Sper să nu fie observat atâta tot. Da mă, și era să iau și primul meu FV și bă, FV pe Ruby, hai că FV. Bă, să ne înțelegem, faza de pe Moon a fost, am explicat de atâtea ori. Dacă era, eu am mai primit FV pe același motiv cum am primit și acolo. Și niciodată n-am, bă, cu ce mașină, cu aia. Bă, nu, că n-am metri. A murit cu aia, s-a dat jos de mașină să moară. S-a dat jos de mașină să moară, când te dăm la limită 121 de metri și nu primeam nimic. Da, mă, dacă dați sub 120 de metri primiți primiți AV, sub 120 până la 100 și dacă dați sub 100 primiți FV. Respect Alina.iad și Andrei7 care, da, 2.5. Da, eu am un AV, cred, sau nici nu știu dacă am un AV, nici nu mă interesează, oricum eu FV-urile, pentru mine AV-urile alea degeaba, gen, bă, ai grijă. Nu că e 0.5 sau la mea, că nu există 0.5. Înțelegeți voi? Hai să vedem, mai încercăm o dată, mai încercăm dubla 2. Nu vreau să fac un videoclip foarte, 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 foarte lung, pentru că astăzi vreau să mai filmez vreo două episoade, gen să le am acolo pregătite, să vă prezint și mod pe cum să vezi și despre update, să vedeți despre toate nebuniile. Că o să... Uite mă, daily task, nu, task, mă, de astea, așa, task-uri de astea au fost adăugate. Oricum, vă prezint într-un alt videoclip ca să facem aici activitate pe ruby.unefree.ro și poate primi și de la, cum zice, referral. Pentru că am văzut că toți nebunii cu aia de mar, chelo, ăștia au și ei referral. Și am zis că, bă, trebuie să fac și eu, nu? Live-urile nu se ia în considerare, eu m-am axat mai mult pe live-uri, băieții vor clipuri, 5 clipuri minim 1500 de vizionare, cam greu, cam greuț, dar dacă mă ajutați voi, dacă mă ajutați voi, dați și voi acolo un share, dați un like, să intrăm la recomandate, facem. Hai mâncați și gurița ta. Hai mâncați și gurița ta, că balergi. Că nu știu unde te duci, mâncați și gurița ta, iar se duce în SF. 100% iar se duce în SF.
O să mă duc chiar în fața lui și iar o să încerc să-i fac schema, dacă poate de data asta nu-i mai buie mașina. Dacă nu mai bubuie mașina, poate nu se mai duce să fac cum a băiatul. Da, mă, dacă fac contracte la sol, să știți că am voie. Adică am voie doar unde nu sunt observat. Adică acolo nu eram observat și să nu fie clădiri de astea. Că dacă n-are clădiri multe, am pericul unde se duce coaie. Că dacă de la clădiri multe și el repară vehiculul, ok. De tare, hulere, de tare. Aici, undeva, aici, undeva, aici, undeva, aici, undeva. Aici, undeva. Da, pula, că a plecat. Cum pula mea, cum e timpul ăla să repară mașina așa de repede? Că nebunesc, mea criza. Da, mă, el se duce în deșert, pula mea dă-mă fail la fail, contract fail. Bă, nu mă, s-a oprit, vorbește cu un băiat, ia fiți atenți că acum îi dau schi, dau bucate, dau bucate, dau bucate, dau bucate, fugi, 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 unere, fugi, unere, fugi, 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 fugi,
Coaie, de ce nu ia? Nu ia hit! Nu ia hit, coaie, rezolvați-l! Nu ia hit, morții mei! Pula mea! Mă duc aici în pulă. Ah! Faci cu o curvă, nu ia hit mă el. Uite mă cap. O, GG frate, am făcut și primul contract pe clip. Am spart gheața. 7 contracte efectuate, o să dăm acum un de ăsta, un hăț, cum îi zice. Unde stăm, mă, un hăț, un undercover off, undercover. O să stăm cu armele, o să arătăm armele, că eu sunt aici, nu știu, nu mă bag, nu face nimeni nimic. O să, ce să facem, cred că oprim și videoclipul, mă băieții, că un videoclip de 12 minute, avem delay între contracte de 5 minute și dacă o să durează să facem clipul de 17 minute, o să fac un de-asta, un contract, un montaj de-asta. Dacă o să vă placă seria asta de pe Rubine Frit. Dacă nu, pula mea, aia e schema, nu mai facem niciun contract. Cam atât a fost de acest videoclip, nu uitați dacă vă plac episoadele de genul, să apăsați acolo pe butonul de like și dacă vreți în continuare episoade cu Sam, să apăsați pe butonul de like și dacă este noi pe canal, să apăsați pe butonul de like. Să apăsați pe butonul de like, eu am fost unul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și da mă, dacă este noi pe canal, să vă abonați, să apăsați clopoțele, am fost unul, ne vedem data viitoare, rec!